Aproape 2 ore au durat strădăniile pompierilor militari din cadrul detașamentului Bârlad al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui în vederea salvării unei bovine din rasa Holstein căzută la o adâncime de circa 3 metri pe un canal dintre localitățile Raiu, orașul Murgeni și Giurcan, comuna Găgești. La sosirea pompierilor militari într-un canal plin de stuf și mâl a fost descoperită o vacă împotmolită în canal de aproape 36 de ore. Intervenția a fost una extrem de dificilă, aceasta și pentru că panta a fost foarte înclinată, greutatea mare a animalului, dar și de epuizarea acestuia. În prima fază, vaca nu a putut fi ridicată în siguranță, în sprijin fiind adus un buldo excavator cu care animalul a fost extras din canal. Nu, 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 nu! 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 Nu!